Bună seara, prieteni! Dacă servim cina cu Alexa. Ce faceți aici? Ora cine? Servim cina cu Alexa? Are sticlă? Da. Ia vezi că mi-a căzut o cărere aici. Uitați, prieteni, patroana aici, a venit Alexa. A venit Alexa, inima noastră de pe TikTok-uri. Da, dar veniți să te invite la botez. Hai. Iată că vine. Tai risică cu ea, tai bucăt. Ce e acolo, patroana? Ce ai pui, tu mănâncă pui de asta. Da, patroana, mănânc pui de asta. Nu. Dă-mi carne de porc. Că ce doare, ce coastă. Dă-mi, că nu te doare. Ia, lasă-i jos să văd eu ce e. Ia. Uite, asta pot să mănânc. Dar vreau și ceapă verde. Deci roșie și puțin. Aia, te-ai dus în Severin astăzi. Doar să ții, să ține cineva. Pun așa, a, pun așa. Lasă că-l ține eu, de la mine că-l ține eu. Patronă, ceapă verde, lasă că-l de la noi. Ia de la tine. Ceapă verde și mai și te aduc. Atât ceapă verde și sare. Bine, bă. Să le ieți acolo, uite-mă la. Dă-i capac. Să-l ține eu, da, vreți să-l uite sare. Ce patron? Mănânci tu? Nu ne mănâncă patron. Mă lasă-mă că nu mănâncă. Mâncai că am venit din Severinul. Uite Alexa, prietenul tău, a venit să te invite la botez. Doamne, mergem da, la botez. Da, mergem la botez la ia-ți nepoți puternici. Așa? Nepoți puternici ne subține la botez. Mă, patronă, n-ai cuțit. Mă, patronă, ai un cuțit. Să care... ia mine mult. Ai un cuțit care și Alexa și eu tai cu cuțit, același cuțit? Da. Cornându-l. Păi ce înseamnă patron, uite. Uite. Dar cine ascultă cuțitele în casă, bărbați? Dai și tu un polizor. Le dă pe polizor. S-a ales praful. Nu mai are niciun bărbat, s-a ales praful de aici. Nu mai are niciun bărbat aici. Păi tu ești cel puternic. Păi tu și nebucă mușchi, v-am uitat. Leva ta. Ia mușchi de pui. Bă! Îmi cau cu vargunia în cap pe tine, mă. Trebuie rău cu oameni mâine, ce pui tai? Ia să mănâncă tu, nu-mi da tu mie. Le-am cum faci. Cum ne făceau iar mine cu Lumbenul, îi tăiau pasturile, parcă el era mic. Ia-i un par de vin, Alexa. Beau. Beau. El că... Nu ține numai pe noi. Ia așa tot, mă lasă. Vede și tu puțin sau nu. Hai să vină mie aia. Alexa, beau un par de vin, ce zice, eu beau. Mă, să nu mă gândesc de azi. Sunt acasă nepoții puternici. Hai să mergem la cort. La care cort? La botez acolo. A, am înțeles, e că e la cortul ăla mare. Ăla cel mai mare. Mergem de acum? Da. Ne punem acolo, alegem masa. Da, alegem să vă scrim de patru masa. Auzi, așa, ceama. Ce mă gândesc? Trajerie și eu ați fi de vindecare să ia albul, roșu. De care vreți? Dacă vrei, am și whisky, să aduc whisky. Nu, adă pin care de-a luat și să-i vede. Bă, uite-mă la acolo. Să ne știe tine, cu roșu, bărere. Bine, hai. Hai, du-te, mă, arău. Dar e tribișor, bă. Spune să nu vorbesc. Dar să lasă-mi, bă. Ce să mai vorbesc? Dar veni și ceapă în casă, bă. Ceapă, băiatul. Ce vorbești, mă? Mare e problemă. Alex, am adus o ceapă din Germania. Păi se întâmplă, mă, ceapă? Să nu fie. Care da. E problema? O ceapă, mă, din Germania. Mamă, eu m-am făcut piața. Tu ai făcut piața asta cu Georgiana și cu Ursu. Eu m-am făcut la dinți. Ai făcut dinți? De unde nu ne-am făcut? Tu, Aline, tu ce ai făcut la dinți? Am fost alții provizorii, că ea s-au rupt. Tot provizorii. Poate rup acum carnea asta. Dar am făcut dinții. Ai uscat carnea. Eu am ținut porc când am ținut, am băgat și tare. Ori e porcul bătrân? Păi ce ăsta e bătrân? Care? Din porcul bătrân. Păi ce și mie ne-ai pus porcul bătrân? Ăsta are ea 25 milioane, să mai scump. Vezi? Nu tot ce e scump e bun. Hai stați acolo și mâncați tot ce zic eu. Că la masă nu se vorbește. Păi de unde stai? Păi aici, când ai legi. Uite, mamă, mi-a stat prieteni la cea. Vă te-am dat gamin. Păi stai acolo. Ești dat pe răcoare aici. Stă pe răcoare. Băi, stă pe scara, mă uite, să mă facă de râs. Pe scara, să mă facă de râs. Să face râs pe Leo de la străhaia. Unde? Pe Leo de la străhaia, cu tatuajul. Cu tatuajul. Cu tatuajul, toată noaptea nu mai doarme de tatuajul.
Tate, verdictul pentru hipoteză. Lasă că mă duc și caut imediat. Așa și mai sunt două pahari, da. Deci ceapă, tu n-ai cumpărat odată. Ce? Ceapă. Păi eu nu mănânc ceapă. Nu mănânc ceapă, că e vreoasă în oare noapte. Eu mănânc asta, vis, roșii, varză. Cum mănânc ceapă verde? Cum mă? Să luăm mâine brânză, ceapă. Lapte, brânză, ceapă. Lapte, brânză, ceapă. Ca ne-am mărit miliard. Ooo, lapte. Ce mâine piața. Alexa, pe... poate te întâlnești cu Danuț în cel parcă. De ce nu-l trimiți pe Ilie să facă piața? O să-l trimite mâine acolo. Îi dai coșul? Da, coșul. Și listă. Așa, și licea și el cumpără după lici. Păi da, dar Ilie de mâine nu-i mai bine. Așa, papa, de ce? Că nu l-a primit la salariu. Mâine, să vezi să vede oamenii, mâine coșul și lista cu Ilie. Mâine tu și ceva. Dă-mi o bucată, dă-mi o bucată. Nu te scopi, te-ai fi toată. Dacă vrei, Alex, te-ai o felie. Ajunge. Dă-mi și mie sucul, Alex. Doamne, mergem la pute sau nu? Dacă te ia, frate, mi-am ieșit. Merge, merge. Doamne, frate. Alexa, vreau să semnezi o hârtie în sensul ăsta. Cu ce am? Mă trebuie să de mână. Bun. Da. În seara asta, iau semnături de la toți cu cărți și ne merge la botez. Da. Acum le pun. Semnătură. Semnătură pe propria răspundere. Lasă-l așa, David, ca să nu-i încălde. Nu e bine așa. Ce n-ai bine? Sau mergem mâine în fața la botez. Am fost invitat la botez, uite, ne-a invitat Alexa. Serios, chiar ne-a invitat pe toți. La cine? La botez. Deci că mai sunt două pahare acolo, mă, și mai. Mă, mamă, cine e? Nu, băi, cine e? Băi, mamă, 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 cine e? Băi, da, așa ce mai bine. La ce oră trebuie să fiu acolo? Gata, Alexa? Aia am venit subit, la gând, aia pe aproape sau minerală? Mă, la ce oră să fiu acolo? Pe internet scrie că la 11. Îl lasă la biserică? Da. La 11. Da. Nu ajungi la biserică. Hai, ce vrei la masă? Nu pot să vintre. Am de vin, dacă îmi puneam. Da, eu ce vreau. Deci ține telefonul pe el. La masă? Cum să-ți bate să ia sticla pe mine. Noroc, Alexa, bine venit! Alexa, bine venit, Alexa! O, noroc, să fii sănătoși! Hai, cu caie! Deci la 11 plecăm la biserică, Alexa? Da. Ok, și acasă, venim acasă, ne schimbăm și mergem la asta. Dar, Lime, cu ce mă simbați? Ați cumpărat costume? Las că găsim noi! Luați costume de metri dacă vă duce la putere! Auzi, bă, patrona, bă, doar sunt neamurile puternice. Da. Patronul, noi mergem în pantaloni scurți și suntem mai puternici ca ei. Și ce vrea, nu vrea Vladica, ăla, adică, cum uita duce, blugii și ăla, vrea costum și... Nu, mergem în pantaloni scurți. Te-ai firmat-o unde e? Vrea costume și la cravată merge la neapă. Dar știi că eu nu văzusem unde e, acum am văzut-o. A zis și-a venit. Da. La costume și la cravată. Da. Și noi, femeile, ne găsim în fuste cu pene, cu fuci. Eu atâta mi-a căutat pe Florine Bucheza de mine. Știu. Cu pene. Și am zis... Am căutat pe Bucureștiul cu pene. Și știi, spune, ce nu vrem așa merge pene. N-a găsit, da? Cum n-a găsit? Păi, nu, eu sunt solidă și nu se nimerește după mine. Am căutat cu bărbă. Păi și doamna cu rochii de aici mare. Dacă nu ai... Doamna de se ocupă cu rochii de aici mare. Numai de aici. Numai dacă ia dozele, nu se va cu... Nu, face, am zis că până duminică îmi face pe comandă aici. Lăsă că poate să-și facă și luni. Bă, știu și eu cu tatăl că vorbesc numai înapoiat. Aline, tu și cu tatăl că vorbesc numai înapoiat. Bă, nu mai înțeleg.
Urcela, tu i-ar pune lui Alexa, să pună pe Saibuc. Prieteni, am fost la sârbi. Ascultați. Și ne-am fost la sârbi, eram cu bărbatul meu și conclusul de-al meu, tata lui Tomi. Stăteam la masă cum suntem aici. Dacă spui o bară... Am făcut căzanul la sârbi, ne-a plătit sârbul, la el îl purgeam, am avut mașină. Acum vreau să vă zic povestea asta ca să... Sara nu se vorbește mult la masă și în casă când ești cu familia, cu nororile, cu muierea. Nu vorbi mult că iasă scandal. Și acum ce zice la crustul meu? Bărbatul meu stă aici, așa dormea. Eu aici și-a pus cu dincolo. Am filmat la scumea și cadă. Dar ce zice crustul meu ăla? Zice, băi crustă, vezi că sârbul ăsta nu ne-a plătit țava, zice, n-au bani. Dar are niște purcei mici. Să cer un purcel de la el. Acum asta va fi o parolă. Ca să nu vorbesc. Eram și eu acolo. Era și el, era mic, ca David. Era ca David. Acum ce zice crustul meu ăla? Ia să faci o ofertă, să cer un purcel. Că rămâne țava neplătită, zice. Acum bărbatul meu dormea. Ascultați, prieteni. Dormea bărbatul meu acolo pe pat. Ce zice sârbul? Vrad alt tema. Be Marie, tu ești foarte locomoasă. Tu ești femeie locomoasă, cum i-a spus polițistul ăla. Ai scos 6 miliarde din banc odată, te-ai fost locomoasă, i-a spus țigani. Da. Era banii grei atunci, 6 miliarde. Dar ce zice? Hai, aveam colegi, hai să le dăm câteva pumni și să le scoatem afară la mijlocul nopții, dai seama, era zăpada până la genunchi. Eu știu asta, mi-a spus-o patron. Da. Ce a zis? Îl scoală pe bărbatul meu de somn. Haide, mie, haide, toți, că vă luăm la pumnea. Ăla când auzi, mă, mâine, ce a făcut la om aici? Ce balijor, ce purcel a ajuns? Acum, firea dracu, el mie m-a dăcuit să mă omoară bărbatul meu, să mă ia la bătaie. Ne-a dat sârbul afară, împingem după mașină, aveam un TV de la, nu pornea bateria. Acum, ce a zis lucrul cu meu, bărbatul meu? Acum în pădure acolo s-o duce să o mănâncă lupii cu zăpada asta, să văd unde de cap. Și unde doarme muierea asta, unde trebuia purcelaș. Așa le vorbesc, purcelaș. Nu e să vorbești tare mult. Și atunci, lor unde se ducea patronul cu patrana? Și e tot țigani teama cu purcelaș, că să nu vorbești. Dacă spui ceva și spune ceva, aia asta e o parolă. Nu poți să spui, bă, muierea, hai că se bată ăștia, iasă scandal. Îi spui, bă, la nevoasă, da. Și la multă și la petrecere, să nu vorbesc mult. Bă, purcerul, știi? Iasă purcerul. Tu auzi acum de treaba asta, că dacă eu spun, bă, Alexa, vezi că e purcerul. Tu dai seama că iasă scandal, știi? E vorba despre scandal, știi? Nu spun, bă, Alexa, vezi că se poate iasă scandal. Ce fi caza la pe iepurele, nu? Iepurele, dar nu mai ține pune asta. A, nu! Și eu, da. Noi zicem așa că Alexandru Dim și-a schimbat numele pe TikTok. Pe TikTok, se spune numele Pricaz. Și mi-a pus să mai schimbe 30 de zile, nu știa. 30 de zile a rămas Pricază. La oricine intra Pricază, s-a alăturat Pricază. Toată lumea ne întreba cine e Pricază, cine e Pricază, până intra la... Nu e Pricază. Da. Până asta se schimbă după 30 de zile. Da, rămăsese blocat 30 de zile. Băi, și dacă ai fost Pricază, de ce te-ai dus la ăștia, la dușmanii mei? Păi s-a fost Pricază. De la nume. Băi, bune, de ce mai trebuie? Nu mă înțeleg prin toată lumea, nu am treabă. Nu mă întâlnă pe mine. Da, dar pe fanii de la Severin l-ai uitat, am vorbit pe ăla, cum a vine până la botez. Nu. Nu mai vin la bătăie, dar... Nu mai vin la bătăie. Ce, ai probleme cu tare pare? Da. Gata, dorința ta să nu merg la bătăie, nu mai vin la bătăie. Mi s-a îndeplinit visul. Doamne! Sau s-a seară. Uite cât am mâncat. Ajunge. Și punem întrebări despre bătăți. Nu vă pe trei întrebări. Uite, vezi, eu nu mâncăt. Uite aici. Mâncă, nu pot. Mihai, nu ai fost să te rugăm și cu acolo, sau?
N-am putut. Era multe fete și știi întrebările pe fete, cu fetele pe acolo, cum sunt de-alea. Știu. Și urmează rândul lui Alexa. Da. Și zice, nu știu, Ela, poți să spun trei întrebări, dar Alexa, de botez, sper. Era la Era el avea tot treaba lui. Păi nu, tare. N-a vrut să iasă din schema cu botezul. Da, de o lună nu mai botez. Dar și din Germania ai venit, da, și expert de, pentru botez. Da. Nu? Și lumea toată mă întreabă de botez. Până la urmă nu-i botezul meu. Păi zici că tu te botezi. Îmi taie motul, da. Da. Nu, Alexa. Până la lumea, asumă-ți. Ce-am? Că tu faci promovarea la botez. Marketing. Păi, tu faci promovarea. Tu l-ai promovat pe tancă, ai pus filmulețe, l-am văzut pe tancă. Da, știi care-i faza? Tancă mi-a trimis cele. Cine? Pe Facebook. Nu poți să cred. Da, contul lui. Pe tancă. Uh-huh. Andrei Velcu. Nu e. Ba da? Dar Andrei Velcu. Dar cine faci tu le promovezi? Cine faci? Cui? Andrei Velcu. Le... Nu mai distrug, e așa. Nu mai distrug. Băi, boss, ia David, du-te ca să duci mici de acolo. N-am lăsat tu limocul doar țară. Du-te. Băi, știți că... Și prieteni, vreau să vă spun aici ca să știți toată țara. El e Alexa, prietenul meu, și este omul care m-a trădat. Și mă trădează în continuare. Serios. Mama, tu și mie, tu ți frești. Pare, știi că e cel mai serios, mi-a promis că nu merge la botez. Dar se vede chiar foarte urât. Cum să meargă arestică și eu să nu merg? Da. Dacă nu merg eu, merge, nu merge arestică. Dacă merg eu, merge și arestică. Merge cu mine. De-aia am zis, ducă-te, că de mergi cu noi mine la București. Ai zis, da. Cu oficiala sau fără? Cu condiția să mă îmbrăcați și pe mine să vin duminică la botez. Să merge Anca. Și zic că da, dacă plecăm mine, luăm cu noi. Și facem alegerile noi, trimite la botez. Să rămâi și cu banii? Păi pleacă pe jos, că se ajunge, tot ajunge la bătine. Da. Păi pleacă singură. Îți am un cap. Bă, Leo ne-a copiat, are baghete ca noi, cum avem noi în cap. Păi așa, să fim toți la un tren. M-a copiat, Leo. E frumos așa, să vedem. Da, serios, s-a făcut cu Ioana de la cameră, la fel ca noi. Nu, e chiar de la cameră. Bă, voi m-ați copiat. Nu am făcut primii. Da, nu, că m-a făcut cam în același timp. Și. Și până la urmă ce faci cu botezul? Alexa face ce face și tot. Alexa, ce faci cu botezul? Aștept oferta. Ce oferta? Dacă nu vine oferta din nicio parte, uite, chiar de la tine. Dă-ți-mi împrumut 3.000 de euro ca să mă la botez. Eu nu mai merg la botez. Ceva, digital mai merge. Ești prietenul tău, pare cu tine. Ce-mi faci cu 500? Nu de lumea, de noi. Păi da. Lasă-l, Alexa, din partea noastră, îl trimitem pe fani alături de tine, acolo la noastră, să dea de alarm. Eu cu fani. Să ne întreb pe tine. Da, ce ai? Mamă, și ce mai pune, mamă? Ce mai pune, mă, tipul ăla? Da, topul, alarm. O bea Alexa pe toată. Doamne, tacă. Ia pe plată. N-ai e la robinet. Nu cred. Păi cum am băgat în asta apă? Ba da, e de la izvor. Ia bea de la izvor. Apă de izvore. Pă bune? Apă de izvore. Deci, prieteni, mi-a zis că e un mineral. Ăsta e nou trend. Apă de izvor. Ia apă de măcelare. Hai că a fost tare asta cu patroane. Dar se cunoaște. Te-ai înșelat pe tine, patroane. Rămâi de la botez acasă. Dacă e cu tot pentru botez? Păi nu știu, aștept decizia finală. Dacă merg patroana, Leo, mergem și noi. Dacă nu, nu putem să mergem noi singuri. Zi, Alexa, clarifică situația. Nu mai au după voi. Mergi. Prieten, mie tot timpul mi-a plăcut, mi-am asumat. Vă spun sincer, eu nu merg la botez, nici aristică nu merge.
Vine televizor, mâine. Televizor, vine. Să vine televizor. Ce-a făcut televizor? Mi-a luat gazițele toate. Ce-a făcut televizor? Am auzit. Ce-a făcut televizor? Mi-a luat gazițele. Deci ești veselit. Bărba, bărba. Mi-a luat-o pe Dana. Am o idee. Dar voi ați auzit? Alin i-a schimbat noul nume al lui Țancă. Nu Andrei Vercu, Andrei Melcu. Andrei Melcu, bă, ce? Zic eu, Alexandru. Nu poate zic, se supăr. De ce? Mă zic. Vă zic. Am o idee cea mai bună pentru tine. De. Ca să mă japotez. O cunoști pe Dana, putezi. Dar vă duci pe Dana mea. Hai, putem. Da, să nu mai vorbi de aceea ca pe lei. Ba da, dacă vine Dana, patronul merg, rămâne... Păi cum mi-a zis de prima dată că așa mi-a zis? Rămâne patronul acasă. Mi-a așa mi-a zis. Bă, chiar dacă mi-e de... Mi-e la botez eu și patronul rămâne acasă dacă vine Dana. Păi a venit colierul că l-aia mai întâi. Colierul? A venit colierul. Deci ce facem? Rămâne valabilă chestia cu semnătura? Ia cum îți spune. Nu știu, așa zic. Bă, Leo, știi ce zice Alexa? Stai că spune, Leo. Ia, de aici. Ce ți-o spun eu? Da? Nu, am zis să nu te întinzi până acolo. A, bă, lasă. L-am pus jos aici ca să nu se vadă pe ea. Zi-mă. Ce facem? Mai bine. Da. În final ce ședință, faci? Ședință pentru a să vedem cum facem să mergem la botez, nu știu cum. Prezent. Așteptăm decizia șefului. Ia-i, bă. Nu. Acum, glume, lasă și aia în sună, dacă o tacă stai acolo să te numesc. Dăm. Trebuie să învețe și ea să-i mergă tacă. Eu l-am făcut nebunule. Trebuie să învețe și ea, mă, Mihaela. Asta-l lasă, da? Gata. Trebuie să o ajutăm și pe ea acum. Băi, Mihaela, dă-te puțin mai așa mai acolo. Se vede perfect de aici, crede-mă. Bagă de acolo peste dulap. Ia arată dulapul. Vrea să mă... Că bune. Cocoațe pe dulap. Bagă de peste dulap. De ce vreau spune, că n-am terminat bucata de ea. Da. Bă. Și, prieteni, vreau să vă spun că mi-asum. Eu nu mi-am bătut. Și cred că nici oamenii cu botezul nu vor ca să merg eu. Pentru că dacă merg eu, reprezint pericol pentru ei. Și nu-și dorește nimeni. Degeaba își dorește patrona să meargă, își dorește Alexa. Alexa, ce face Alexa? Invită lumea, dar de fapt e de organizatorul, nu? Păi cum? Da. Totuși este, da. Problema este, e ultima dată, când prima, adică și ultima dată când îl văd pe Alexa, de azi încolo nu mai e prietenul meu, el a fost moderatorul meu de la YouTube, de la toate conturile de socializare. Pe moderatorul meu am ținut la el ca unul la un copil. Știu. L-am considerat băiatul meu. Așa e că e de tânăr, ai 25 de ani de tăi. Dar, dacă el mă trădează și merge la băieții ăștia la botez, înseamnă că nu mai are nicio treabă cu mine. Eu renunț la el. Pe nici socializare. Pe nici o rețea de socializare primește bloc dacă merge la bătăț. Prieteni, asta e, fiecare se asumă. Fiecare se asumă. Dacă tu îți asumi să-ți dau bloc peste tot, să nu mai vorbesc cu tine și după aia să te rogi de mine, trebuie să te rogi. Să stai puțin că doar ne-am împăcat. Ce nume? Doar ne-am împăcat. Ne-am împăcat. Dar dacă mă super și mergi iară, ai înțeles? Dar chiar așa e, Alexa, de lumea care se uită la noi acum știe situația. Știe că ai fost omul meu, băiatul meu de încredere și după aia m-ai trădat, ai dus la ei. Dar nu te-am trădat. Da cum? Vorbesc cu toată lumea doar. Păi adică cum cu toată lumea? Adică tu vorbești cu dușmanii mei? Păi tu mai ești prieten cu mine când vorbești cu dușmanii mei? Măi, prieteni, pe bune, dați-mi mesaje și spuneți-mi. Adică el e prieten cu dușmanii mei. Spuneți-mi și mie, e bine? E bine? Dacă era...